Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Iașul TV. Vorbim astăzi despre un eveniment care va avea loc în perioada următoare la Iași, mai exact între 26 și 28 septembrie. Și să vă spun exact, este vorba despre Conferința Națională a Societății Române de Chirurgie Toracică, care va bifa ediția cu numărul 21, dar mai multe detalii despre eveniment, despre ce urmează să se întâmple, cine va participa și ce va aduce nouă această conferință față de edițiile din anii precedenți, ne va spune invitata noastră de astăzi, care este doamna conferențiar universitar, dr. Cristina Grigorescu, președintele Societății Române de Chirurgie Toracică. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația și vă urăm bun venit în platou. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și eu vă urez, bine v-am găsit, regăsit după o perioadă de timp în care n-am mai fost și încă o dată tuturor celor care ne ascultă, bine ați venit în rândul nostru. Haideți să o luăm cu începutul, a 21-a ediție, da. Un număr destul de important. Da, am fost oarecum consecvenți. De ce se cheamă, spre exemplu, Societatea Română de Chirurgie Toracică 1994? Ea a fost reînființată din temelii în 1994 și am onoarea să fi fost chiar un membru fondator. Tocmai atunci terminam rezidențiatul la București, a fost un moment istoric. Și anul acesta bifăm 30 de ani de societate, cu 21 de participări până acum ca și conferință. Și este a treia conferință organizată de Iași până acum. Suntem foarte mândri de acest lucru. Conferința va avea câteva puncte esențiale, în afară de faptul că vom avea câțiva reprezentanți de marcă din străinătate, colegi de-ai noștri dragi, se axează pe câteva aspecte. Și anume, în primul rând, flagelul secolului 21, cancerul bronhopulmonar, care din nefericire este pe primul loc la ora actuală în ceea ce privește numărul de pacienți depistați și mortalitatea. Deci a declasat și cancerul mamar la femei sau cel de uterin și cel de colon. Deci suntem pe primul loc și în mare parte datorită fumatului și poluării. Genetic mai puțin. Da? Deci bifăm aspecte legate de cancer bronhopulmonar și în același timp mai avem câteva fațete la fel de importante, pentru că nu putem să ne ocupăm numai de cancerul bronhopulmonar, avem fațete legate de traumă. Trauma a devenit din ce în ce mai complexă, iar cu ajutorul colegilor din echipajele mobile de ambulanță și UPUR de peste tot din țară, pacienții sunt aduși din locurile unde s-au produs evenimentul mult mai repede, astfel încât șansele lor de supraviețuire cresc, ceea ce în urmă cu 20 sau 30 de ani erau leziuni incompatibile cu viața. Dacă se ajunge foarte repede și se depistează leziunea într-un timp util, pacientul poate beneficia de intervenția chirurgicală salvatoare vieții. Și astfel încât mai recrutăm pacienți și nu mai bifăm decese. Ori asta, avem foarte mulți colegi tineri care nu au mai încăput în clinici și s-au deschis în spitalele județene compartimente de chirurgie toracică. Tocmai din această cauză am rugat colegii să trimită și lucrările cu ceea ce fac ei, pentru că ei în serviciile de urgență se ocupă de aceste lucruri. De traumatologie, în primul rând, și nu numai de traumatologie, aspect la fel de urgent este și supurația pleuropulmonară, de care tot ei se ocupă. Și în felul acesta am încurajat colegii să vină cu lucrări și să nu mai existe ceea ce aduce nou conferința. Nu va mai exista cuvântul pe vremea mea și să se ridice marele profesor în care să dea peste nas colegului care n-a făcut un anumit lucru. Nu, el a făcut ce a putut, cum a știut și a fost antrenat să știe sau a învățat între timp, cu mijloacele pe care le-a avut. Și el a venit să ne spună sau vine să ne spună rezultatele pe care le-a obținut. În felul ăsta știe unde se află, care sunt reperele lui și ce poate face în continuare. Da? Deci această conferință este mai mult, deci nu este numai de a învăța pentru cei tineri, de a
ne lăuda toți cu performanțele chirurgicale, ci de a încuraja echipele tinere să lucreze cât mai mult, cât mai bine, cât mai competent și mai aproape de ghidurile terapeutice internaționale. Da, pentru că până la urmă astfel de întâlniri ar trebui să fie și întâlniri de conștientizare. Absolut. Nu doar de schimb de experiență, ci și de conștientizare, pentru că e o muncă foarte grea. Eu trebuie să recunosc că mă înclin în fața tuturor celor care aleg o astfel de profesie. Eu n-aș putea, recunosc. N-aș putea să... Adică mă gândesc că îți trebuie un psihic extraordinar de tare să faci așa ceva, îți trebuie o memorie extraordinară, îți trebuie o dedicare extraordinară față de acest domeniu, pentru că este extrem de dificil să te întâlnești toată ziua cu suferința și să încerci să o alini și să te încarci cu suferința celor din jur. Da, așa este. Medicina este vocațională, iar chirurgia presupune, în afară de vocație, talent, dăruire și sacrificiu, foarte mult. Aproape am emoții. Este o onoare că fiecare pacient își încredințează viața în mâinile tale. Și sunt momente pe care poți să le depășești și câteodată nu poți să le depășești sau ești în pragul disperării că pacientul a ajuns prea târziu la tine, poate din frică, poate din necunoștință de cauză, poate din pur și simplu din motive pecuniare. Sunt unii neasigurați, cărora le este frică dacă trebuie să plătească. Statul român, în schimb, a schimbat foarte mult situația, inclusiv a pacienților neasigurați. Odată intrat în trialul de cancer, pacienții sunt asigurați automat prin boala oncologică. Și atunci, cum spuneam, pacientul beneficiază de tratament în mod gratuit. La fel și trauma. Trauma nu plătește. Da? Deci pacientul traumatic poate să fie neasigurat pentru că este o urgență medico-chirurgicală care trebuie rezolvată. Și la fel, pacienții pot veni, deci nu e nevoie să nu apeleze 112 de frica că li se întâmplă ceva dacă fac lucrul acesta, cum sunt alte state. Revenind puțin la conferință și apoi vorbim, aș vrea să vă întreb mai multe și despre cum depistăm, care sunt primele lucruri care ar trebui să ne atragă atenția asupra cancerului broncopulmonar. Dar revenind puțin la conferință, 26-28 septembrie, workshop-uri bănuiesc, da, deci, adică povestiți-ne puțin cum se vor derula. Conferința este, anul acesta are, în ultimii ani, conferințele noastre sunt mai dinamice. Am băgat în fiecare an 4 cursuri preconferință pentru rezidenți. Se axează în primul rând rezidenților și tinerilor specialiști, astfel încât să punem la punct anumite aspecte de patologie care sunt punctate mai puțin în timpul rezidențiatului. Pentru care aducem fiecare an profesori care să puncteze efectiv aceste aspecte, cei cu experiența cea mai mare în domeniul respectiv, astfel încât rezidenții sau tinerii specialiști să poată întreba și să primească răspunsurile cele mai competente. După care avem conferințele, deci cu lucrările propriu-zise, pe diferitele aspecte. V-am spus, în primul rând, cancer bronhopulmonar, supurațiile sunt separate, trauma e separată, tocmai pentru a avea și mese rotunde de discuții pro și contra unor anumite aspecte. Dar pentru prima oară în istoria societății și a conferințelor noastre, în paralel se va desfășura, cu ajutorul unei firme, nu știu dacă am voie să spun numele. Dacă mai spuneți una după, e ok. Da, care aduce un ilustru profesor care va face demonstrații, deci va avea 5 puncte de lucru de workshop în chirurgie minim-invazivă. Acest profesor, profesorul Stupnic, este un foarte bun trainer. Este un antrenor în chirurgia minim-invazivă, step by step, deci pas cu pas, de la simplu la complex, astfel încât pașii pe care ea, să spunem, i-a inventat el ca și materie de training, permit
ca după ce ai parcurs orele respective de lucru, să fii capabil să intri în sala de operație și chiar dacă există perioada de curba de învățare, tu făcând pe simulator chestiile astea, deci antrenamentul cu instrumentarul minim invaziv, în timpul 2 tu poți să faci intervenția chirurgicală mult mai sigur pentru că tu ai făcut pașii înainte. Recunosc că am făcut și eu acest curs în urmă cu ceva ani, cu vreo 3 ani, nu pentru că n-aș fi știut, ci pentru că m-a atras foarte mult modul de lucru și mi-am dat seama cât de ușor este să lucrezi dacă ai învățat pașii făcuți de el. Da? Deci este un algoritm practic, foarte plăcut de training, da? Deci de a învăța, și sunt sigură că rezidenții vor da năvală pe acest, va trebui să limităm numărul de locuri pentru că vor fi numai 5 bancuri de lucru și de obicei lucrează în 2, maxim 3 vor putea lucra fiecare la acest workshop și care va ține de dimineață până seara, va fi într-o seară paralelă cu lucrările și va fi ceva cu totul inedit pentru noi pentru asta și sper că dacă prinde la colegii noștri, deci dacă va avea impactul pe care ne-l dorim, vom face în viitor și astfel de workshop-uri pe diferite patologii. În fiecare an prindem o patologie, o tehnică operatorie, astfel încât să, încetul cu încetul să parcurgem din materia mare a specialității noastre tehnicile cele mai moderne tocmai pentru binele pacientului, da? Deci nu pentru binele nostru, ci pentru a asigura un act medical și chirurgical de înaltă calitate. Dar cred că până la urmă astfel de cursuri vă ușurează și dumneavoastră, medicilor, munca, cu siguranță. Absolut, absolut, plus că este gratuit. Deci aducem noi profesorul aici. În mod normal, dacă te-ai duce la un curs de genul ăsta de training în afară, te costă drumul, te costă cazarea, te costă cursul în sine care nu este deloc ieftin, deci pentru 2 zile sau o zi de dimineață până seara de training de genul acesta, te duci în 1500 de euro, cel puțin. Cel puțin depinde de locație. Ori pentru un rezident, chiar și un tânăr specialist, este o sumă. Da, este destul de costisitoare. Este destul de costisitoare, deci investiția în propria persoană, în propriul training, motiv pentru care noi vom putea cel puțin 20 de, cel puțin 15 rezidenți să-i trăinuim acum într-un mod, deci vor beneficia gratuit de acest curs. Deci până la urmă acesta va fi, să spunem, punctul cel mai important din conferință? Nu, va fi unul din. Unul dintre. Va fi unul. Sunt mult mai multe puncte de atracție. Și anul trecut am început să avem discuții la o masă rotundă, cumva, vis-a-vis de cancerul bronhopulmonar. După cum știți, atât diagnosticul cât și tratamentul în cancer bronhopulmonar este multidisciplinar. Deci, din mai multe specialități ne adunăm și discutăm cazul respectiv. Nu lipsește pneumologul, nu lipsește chirurgul toracic, nu lipsește echipa oncologică. De ce spun echipa oncologică? Pentru că aici avem partea de oncologie medicală, chimioterapicile și imunoterapicile și partea de radioterapie. Da? Începând cu, chiar cu stadiul cel mai mic de tumoră de jumătate de centimetru, deci cât o unghiuță, așa, și terminând cu tumorile mari, cu metastaze. Toate trebuie să treacă prin această comisie oncologică și să beneficieze de tratamentul cel mai bun posibil pentru pacientul respectiv. Da? Deci, de acum, tratamentul este individualizat, nu mai este un tratament standard ca o ștampilă pusă, asta-i facem, asta-i facem. Da? Deci toată lumea beneficiază de un tratament personalizat. Ori, de data aceasta am adus și prin simpozioanele firmelor care produc medicamente noi, molecule noi, cu rezultate de-a dreptul remarcabile în stăpânirea evoluției cancerului bronhopulmonar. Fac o paranteză, avem pacienți care au fost depistați în stadiu metastatic, în stadiu 4, cu metastaze poate multiple, în mai multe organe, inoperabili, și care trăiesc de 7-8 ani. Nu datorită nouă, ci datorită colegilor oncologi, care au reușit să
fac un tratament atât de bine personalizat încât să scadă mărimea tumorii, nu chiar până la dispariția ei, dar să o țină bine în frâu și nu numai asta, să controleze foarte bine metastazele până la dispariția acestora. Iar la tot aici intervine și radioterapeutul, care și el țintit atacă ori tumora, ori metastazele care sunt în zone care cum sunt cele cerebrale care trebuie iradiate. Și acum am adus la aceste, avem punctele din congres, din conferință, sunt gândite special pe diferitele stadii de cancer, cu moleculele respective, cu simpozioanele respective și cu chirurgii care fiecare vine cu o experiență pe cancerul din stadiul inițial, din stadiul incipient, terminând cu stadiile local avansate. Vă văd foarte încântată și da, asta face doar un, doar un profesionist dedicat. Pentru că e un semn, că e un semn de bucurie că puteți ajuta. Și cred că tot avansul acesta pe care l-a luat știința, medicina, totul vine în favoarea pacientului. Dar ce ne facem atunci când pacientul nu vrea să vină? Nu vrea să fie diagnosticat? Trăiește în teamă? Adică mă gândesc dacă nu ar fi necesare mai multe campanii de conștientizare? Campania de conștientizare vine de jos în sus, nu de sus în jos. De jos în sus, primul eșalon este medicul de familie. Dacă un pacient are o legătură bună cu medicul de familie, acel pacient va fi diagnosticat cu boala de care suferă. Indiferent că este cancer pulmonar sau de colon sau de sân, dacă are o relație, el va spune medicului ce are. Dacă este un pacient care nu mai este înscris pe o listă și care n-a dat, nici nu știe numele doctorului și n-a fost niciodată, acest pacient vine direct în urgență. Când ajunge în stadiul final de boală sau când apar metastazele osoase și are dureri foarte mari sau când are metastaze cerebrale și ajunge direct la neurochirurgie, deci prin evoluția firească a bolii. Deci nici într-un caz, sau vine la noi cu hemoptizii masive sau cu supurații retrostenotice, cu infecții grave, deci cam așa ajung pacienții, cei care stau pe acasă și nu vor să vină sau care nu conștientizează ca o boală, adică nu simt în organismul lor, sau spun, las că trece. Da? Deci merg cu pastile, se duc și iau antiinflamatorii, iau antalgice pe o perioadă de timp și în momentul în care acestea nu-și mai fac efectul, abia atunci vin. Da? Sau dacă există o relație bună cu medicul de familie și tu ai un trecut, un istoric neoplazic în familie și un, mai ales neoplazie pulmonară, tata cu cancer, bunicul cu cancer, tu ești fumător, ai trecut de 40 de ani, 45 de ani, normal că ai nevoie de o radiografie toracică anuală, pentru că la ora actuală aparatele Röntgen nu mai există aproape cele simple care erau, acum sunt aparate ultramoderne cu expunere la milisecundă, cu dispozitive electronice de afișaj computerizat, astfel încât îți apare instant pe calculator radiografia care poate fi prelucrată, o mărim în primul rând, o trecem din negru-alb, o trecem în alb-negru, deci în negativ, astfel încât să vedem orice imperfecțiune la nivel pulmonar. Acea imperfecțiune sau formațiune cât de mică, dacă o depistăm, ea merge mai departe în trialul de diagnostic, mergem către computerul tomograf, care este regalul în chirurgia toracică pentru depistarea oricărei leziuni pulmonare. Deci computer tomograf toracic cu substanța de contrast. Aici vedem în ansamblu arhitectura pulmonară, arhitectura bronșică, peretele toracic, organele toate mediastinale, relațiile de vecinătate, dacă sunt sau nu invazii, formațiunea sau formațiunile, că mai există și cancere multifocale, și putem să ne dăm cu părerea. Da? Deci de aici intrăm în etapa clară de diagnostic în cancerul bronhopulmonar. Avem un nodul, ce facem cu el? Și de aici începe, apropo, ce vrea pacientul. Deci trebuie să expunem toate aspectele pacientului. Oricum, biopsia trebuie făcută, pentru că fără un diagnostic clar, fără celula tumorală, nu știm că e cancer. Este o formă. Este o opacitate, mai mult sau mai puțin rotundă, cu prelungiri în parenchim sau nu.
și ce facem cu ea. Dar s-ar putea să nu fie cancer. S-ar putea să nu fie cancer. Și dacă formațiunea este mică, ganglionii nu sunt măriți în mediastin, deci există, nu există semne de aparente malignitate, atunci putem să așteptăm. Așteptarea durează în medie ghidurile. Deci aici lucrăm pe ghiduri. 100 de zile, 200 de zile, 400 de zile. Da? Așa spun ghidurile terapeutice. Cine monitorizează acest timp? 100 de zile, 200, 400. Medicul de familie deja este depășit de tot. Radiologul dă indicația. Pneumologul are la ușă 20 de asmatici, 50 de BPO-ciști și așa mai departe, care vin tot timpul, mai ales în perioadele de exacerbări. Cine programează pacientul mai departe la un nou computer? Da? Cei mai interesați în aspectul ăsta sunt chirurgii. Deci tot noi trebuie să ne ocupăm și de aspectul acesta. Câteodată putem, câteodată nu putem, îi spunem pacientului ce are de făcut. Pacientul conștientizează. Dacă îi spunem peste să facă asta la 200 de zile, deci la 6 luni cumva, uită. Pentru că nu doare. Pentru că e descoperire întâmplătoare și uită. Se sau simte dacă bine. Zice că durează 6 luni, înseamnă că e ok, sunt ok, deci nu mai trebuie exact. Să mai vin. Exact, asta luni. Este credința peste tot. Nu-i numai dacă România. Nu era ok, mă chema în 3 zile. Exact, da? Exact. Deci e peste tot la fel. Și atunci monitorizarea la 3 luni este foarte importantă. Da? Deci spunem pacientului, maxim 3 luni, a făcut computerul, vine cu computerul la noi cu rezultatul și se compară. Se compară formațiunea, cum era inițial și cum e acum. Dacă s-a mișcat și jumătate de milimetru, e clar că este activă și că trebuie biopsiată. De obicei facem biopsia, dacă este în apropiere de o bronșie sau erodează o bronșie, facem prin fibrobronhoscopie. Este foarte ușor. Se biopsiază un fragment de acolo, două, și se dă la anatomie patologică. Dacă nu, trebuie să găsim o soluție, să ajungem la ea în plin parenchim pulmonar. Se poate prin radiologie intervențională, dar colegii sunt deja acaparați cu foarte multe cazuri de diagnostic și nu mai pot să facă și radiologie intervențională, sub ghidaj computer tomografic să facă, și atunci tot chirurgilor le revine onoarea. Da? Dacă e în apropierea peretelui toracic, putem să facem această biopsie cu acul prin perete. Dacă nu, trebuie să deschidem. Și acum folosim tehnici minim invazive de a ajunge la această formațiune, de a face biopsia, dăm extemporaneu. Deci aflăm în 30 de minute dacă biopsia respectivă este sau nu neoplazică. Și dacă ea este, conține celule tumorale, mergem mai departe cu gold standardul, lobectomia. Da? Deci facem intervenția chirurgicală de extirpare a zonei respective, cu tot cu lobul respectiv și cu tot cu ganglionii adiacenți, tocmai pentru a face un act de radicalitate oncologică. Un pacient care are o formațiune sub 3 cm, cu fără ganglioni prinși, deci ganglionism fără metastaze, nu mai are nevoie de tratament oncologic, decât de monitorizare. Deci el este, la 5 ani, este scos din evidență, pentru că este, cum se spune, free of cancer. Da? Deci asta este avantajul depistării precoce. Dacă încep să apară ganglioni prinși, deja intrăm în alte stadii mai avansate, sau dacă formațiunea este mai mare, deja suntem în stadiu mai avansat și de aici începe discuția chimioterapiei, chimioterapie plus radioterapie sau imunoterapie, deci moleculele cele noi de care vă spuneam, care se dau în funcție de mutațiile genetice pe care le găsim în celulele tumorale. Și în felul acesta tratamentul este absolut țintit și personalizat pe fiecare pacient în parte. Așa se explică rate de supraviețuire 7-8 ani în cancere în stadii foarte avansate, local avansate sau chiar metastatice. A. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Sigur. Să-și mai tragă lumea sufletul și revenim. Vedeți că noi zâmbim aici pentru că sunt vești bune, pentru că, iată, medicina avansează și noi putem să avem o șansă în plus și medicii să aibă speranța că ne pot trata mult mai bine decât o făceau în urmă cu 10 sau 20 de ani. Luăm o pauză de publicitate și revenim în doar câteva minute. Rămâneți alături de noi, povestim în continuare.